ziua! Bucuroși de oaspeți! Da. Doamna Maria, venim la dumneavoastră cu urări de bine, căci anume astăzi, în această zi frumoasă de vară, vă sărbătorim cea mai importantă zi din viață, ziua de naștere. Dați-ne voie să vă felicităm, să vă dorim din adâncul sufletului multă, multă sănătate, fericire. În familie să domnească doar sănătatea, armonie, fericirea, dragostea. Să fiți întotdeauna înconjurată de oameni buni, de prieteni adevărați, cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii, surprize pentru tine și vă pune tradiționala noastră întrebare: cum credeți cine a solicitat felicitarea? Haideți să vedem! Țineți această tortă pentru masa de sărbătoare. Avem un buchet mare și frumos care vă aparține doar dumneavoastră. Avem ceva mai tărișor. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Draga mea, mămică, vreau să-ți spun mai întâi de toate cât de mult te iubesc. Ești cea mai bună, cea mai dragă, cea mai înțeleaptă, cea mai harnică, cea mai frumoasă, cea mai scumpă și cea mai blândă ființă de pe acest pământ. Ești cea mai puternică persoană pe care o știu, plină de dragoste, bună, răbdătoare, iubitoare. Ai știut mereu cum să te ridici și să-mi dai curaj și mie. Îți mulțumesc că mereu m-ai iertat de câte ori am greșit. Mi-ai înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Puterea și dragostea ta m-au îndrumat și mi-au dat aripi pentru a mă ajuta să zbor. Eu îți doresc să rămâi mereu așa. Îți sunt recunoscătoare pentru faptul că mă iubești și retrăiești pentru mine toată viața. Îți sunt recunoscătoare pentru faptul că îți pasă de mine și ai mereu o vorbă bună în adresa mea. Îți mulțumesc pentru că mereu crezi în mine și ai încredere că voi reuși în toate, pentru că mă susții și mereu îmi oferi un umăr de ajutor. Viața a făcut să mă aflu peste țări și ape, departe de tine. Sunt între străini, dar gândurile mele duc mereu spre casa părintească, spre tine, dragă mamă. În această zi minunată, când la buchetul vieții adaugi al 55-lea trandafir, noi, cei apropiație, venim cu urări de bine. Să ai parte de multă sănătate, fericire, stimă din partea celor ce te înconjoară. Fie ca anii trăiți să-ți aducă multe, multe bucurii. Viața să-ți fie plină de înțelegere și susținere din partea celor dragi. Să savurezi cât mai multe clipe fericite. Să ai parte de magia dragostei, înțelepciunii, nobleții și a viselor împlinite. Te iubim enorm! La mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin fiica Violeta, ginerele Garic, nepoții Mihaela și Danica, cumnații Elena și Anatol, nepoții Olga și Dorin și acea persoană care este mereu alături și la bine și la greu, soțul Anatol. La mulți ani! La mulți ani! Am ajuns în ziua de azi. Și ei văd lângă mine, da? Sper că să fie totul bine. Și doresc lor sănătate și mulțumire. Și la mulți ani și lor și tot cele bine. Și vă mulțumesc și la Leslie, la neamul și la nepoate și numai bine. Și mulțumesc tare mult Violeta, Mihaela, Danica, Gari. Vă mulțumesc tare mult. Am vrut să fiți în ziua de azi cu noi, împreună. Da, ce să facem, așa e. Le mulțumesc lor mult, tare mult. Și aștept pe tine viitor să vii acasă, să fim împreună.